Mântuitorul Domnului Iisus, începând cu versetul 12. Evanghelia după Ioan, citim în capitolul 12, versetul 12. A doua zi, o gloată mare care venise la praznic, cum a auzit că vine Iisus în Ierusalim, a luat ramuri de finic și a ieșit în întâmpinare strigând: Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, împăratul lui Israel. Iisus a găsit un măgăruș și a încălecat pe el, după cum este scris: Nu te teme, fiica Sionului. Iată că împăratul tău vine călare pe mânzul unei măgărițe. Ucenicii lui n-au înțeles aceste lucruri de la început, dar după ce a fost proslăvit Iisus și-a adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre el și că ei le împliniseră cu privire la el. Toți cei ce fuseseră împreună cu Iisus când chemase pe Lazar din mormânt și îl înviase din morți, mărturiseau despre el. Și norodul i-a ieșit în întâmpinare pentru că aflase că făcuse semnul acesta. Fariseii au zis deci între ei: Vedeți că nu câștigați nimic? Iată că lumea se duce după el. Până aici. Aș vrea să încep subliniind ceea ce vorbeau fariseii între ei. Și spune aici, în ultimul verset, vedeți că nu câștigați nimic. Trăim într-o lume și vremuri în care totul parcă se concentrează pe câștig, pe rentabilitate. Totul parcă gravitează chiar și în relațiile noastre ca și oameni. Dacă rentează sau nu, dacă îmi iese ceva sau nu din relația aceasta, din lucrul acesta. Un câștig material, o slavă pe care ne-o dăm unii altora. Tot în Evanghelia aceasta, în capitolul 5, Domnul Iisus avea să spună un lucru tot fariseilor și cărturarilor, capitolul 5, versetul 44, cum tocmai lucrul acesta împiedică credința și încrederea noastră în Dumnezeu. Cum puteți crede voi, care umblați după slava pe care vă dați unii altora și nu căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu? Vedeți că nu câștigați nimic. Era un om, spunea cineva, ce câștig dacă mă pocăiesc? Și sigur, oamenii cântăresc așa în felul lor de a fi lucrurile și zic, la voi e mai bine, că scap de multe cheltuieli. Și înțelegem la ce mă refer. Era un alt om care a judecat și el problema aceasta și s-a gândit, ce câștig dacă îl vând pe Mesia? Și a acceptat un preț mic ca să iasă tranzacția și să fie sigur de lucrul acesta. 30 de arginți, Iuda. Ce câștig? Sigur că s-a dovedit a fi un total faliment lucrul acesta. Atunci când Domnul Iisus Hristos a venit pe pământul acesta, n-a vrut
să câștige nimic. Nici măcar slavă de la noi oamenii. El a venit nu ca să îi se slujească, ci el însuși spunea: am venit ca eu să slujesc și să-mi dau viața pentru mulți, pentru răscumpărarea lor. Nici măcar slavă de la Dumnezeu n-a așteptat. Spune un cuvânt din Vechiul Testament: pentru că a fost ascultător, pentru că s-a smerit, Dumnezeu l-a înălțat. Dar Domnul Iisus n-a căutat slavă nici măcar de la Dumnezeu ca să fie înălțat. Dacă ar fi să privim așa lucrurile, El a venit să răscumpere, cum spuneam, ceea ce era pierdut. Dacă ar fi să vorbim în termenii aceștia, El a căutat să răscumpere ceea ce cel rău a furat. De fapt, toate lucrurile erau și sunt ale Lui și au fost făcute prin El. El n-a venit să câștige ceva. Când Domnul Iisus a intrat în Ierusalim, am observat aici și putem citi și în alte evanghelii din Cuvântul lui Dumnezeu, au fost foarte mulți admiratori atunci. O zi parcă ieșită din comun, față de toate celelalte zile, față de împotrivirea noastră ca și oameni. Au fost foarte mulți oameni atunci și dacă ar fi așa ca într-un exercițiu de imaginație, ne putem închipui cum foarte mulți atunci au încercat să fie departe a Domnului Iisus. Ar fi vrut să-și ia un tricou pe care să scrie Iisus, Mesia, Osana, binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. Dacă ar fi așa să mergem, probabil că într-o zi ca aceasta foarte mulți aș fi vrut să-și facă un semn al crucii, să devină evrei, să devină creștini, să-și pună, zic așa în termenii noștri, un peștișor pe mașină, să devină și ei admiratori ai Domnului Iisus. Însă doar admiratori. Eu sunt creștin. Suntem mulți care spunem lucrul acesta. Declarat un popor creștin, poporul român. Doamne ajută! Este zi de flori. Eu sunt creștin. Și într-o zi ca aceasta facem lucruri de felul acesta. A fost un eveniment incredibil atunci. Iată un eveniment care, dacă ar fi fost Facebook atunci, foarte multe like-uri s-ar fi dat în dreptul Domnului Iisus. Foarte multe aprecieri, foarte multă audiență, foarte mulți intrau, foarte mulți dovedeau interes pentru evenimentul acesta care s-a petrecut atunci. Foarte multe like-uri. Poate că noi care știm ce s-a întâmplat, n-au trecut multe zile de când, după acest faimos eveniment și mișcare care s-a petrecut în Ierusalim, în care Domnul Iisus a fost admirat și lăudat, apreciat de oameni, onorat, la un moment dat, mulțimea aceasta a început să strige la moarte cu El, să-L dea morții, să-L înjure, să-L hulească. Pe cine? Pe Cel care, iată, intra în Ierusalim și odinioară era admirat de oameni, Mesia, Învățătorul, Regele Iudeilor, Împăratul lui Israel. Însă, ceea ce probabil că au șocat pe oameni de atunci, se amintește și în textul acesta pe care l-am citit, faptul că Domnul Iisus, iată, a intrat pe mânzul, călare pe mânzul unei măgărițe. Ce ironie, probabil, și-au spus mulți atunci, n-au afișat. Însă, probabil că se discuta lucrul acesta. Ce penibil, ce imagine de
de prost gust, am putea spune noi în termenii noștri ca și oameni astăzi, cine s-ar fi urcat? Cine se urcă astăzi pe un măgăruș, pe mânzul unei măgărițe, să intre în fală, între admiratori, în cercuri de oameni care să-l aprecieze pe el? Dar iată, în cer, imaginea aceasta a dat de bine. A fost apreciată de cerul întreg. Faptul că Domnul Iisus, iată, a împlinit ceea ce trebuia să se împlinească cu privire la el. S-a împlinit prorociile. Iisus, călare pe mânzul unei măgărițe. Omul, într-o zi ca aceasta, se grăbește ca să serveze un nume, Viorel, Margareta, Florica, nume de ale noastre. Dar el este uitat. Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Și iată, oamenii, la un moment dat, spune Scriptura faptul că au așternut haine înaintea lui. Unii chiar au tăiat ramuri de finic și au așternut înaintea lui. Și se practică, observăm și într-o zi ca aceasta, sărbători de felul acesta, oameni care, în loc să își rupă inima înaintea lui Dumnezeu, vieții copaci sălcii, în mod deosebit, rupte. E rău să fii salce sau pom într-o zi ca aceasta. Ce ușoară este închinarea aceasta înaintea lui Dumnezeu? Oare Dumnezeu are nevoie de ramurile noastre, de frunzele noastre, de hainele noastre? Sigur, într-o zi ca aceasta îmi pot da seama cât de important este să îmi arunc haina răutății înaintea Domnului Iisus. Într-o zi ca aceasta să-mi arunc haina mâniei, a neizbăvirii, a păcatului, a fără de legilor, a curviei înaintea Lui, ca El să calce peste ele și ele să dispară din viața mea. Să fiu un om eliberat. Am observat lucrul acesta și cred că mai important ca oricând este faptul de a mă lăsa cercetat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, cel care mă cheamă într-o zi ca aceasta, în prezența lui Dumnezeu. Iată, să nu trec ușor peste timpul acesta. În prezența lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu să nu o consum așa ușor. Am văzut și mai înainte cât de important este. Și Dumnezeu binecuvintează un proces ca acesta de cercetare, de întristare, pâine a zimilor, aluatul răutății dat la o parte, să guști, să te faci una cu Domnul Iisus. Tot în cuvântul lui Dumnezeu, și ne gândim la fiecare dintre noi, era un cuvânt despre care Domnul avea să spună, legat de Ierusalim, pentru că Ierusalimul a trăit atmosfera aceasta atunci în istorie. Și unii oameni vor să readucă sărbătoarea de atunci în vremurile contemporane. Domnul Iisus avea să spună, Ierusalime, n-ai cunoscut ziua cercetării tale. Am venit la tine, spunea Domnul Iisus, și am dorit să te strâng cum își strânge găina puii sub aripi. Și n-ai vrut. Ce cuvânt greu! Să stai în prezența lui Dumnezeu, să guști darurile și binecuvântările unei vieți ca aceasta pe pământ și să nu cunoști, să nu vezi, să nu vrei să cunoști vremea cercetării tale. Este un cuvânt în Scriptură care dă importanță timpului prezent în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne cercetează. Astăzi, astăzi, dacă auzim glasul Lui, să nu ne împietrim inima. Poporul Israel și-a împietrit inima. Ierusalimul n-a vrut să fie strâns, așa cum îi strânge găina puii sub aripi. E rău să fii
sub aripile lui Dumnezeu? E rău să fii sub protecția lui Dumnezeu? E rău să beneficiezi de iertarea lui Dumnezeu, de acceptul lui Dumnezeu? Haideți să ne întrebăm în această dimineață. Haideți să ne întrebăm. Unul din lucrurile dureroase pe care le-a trăit istoria, pe care le trăim noi ca și oameni, este faptul că omul, atunci când îl simte aproape pe Dumnezeu, nu vrea să-l primească, se împotrivește. Din vechime, din prima grădină, din Eden, Adam, spune Scriptura, atunci când a simțit că Dumnezeu se apropie de el, așa cum se apropie și într-o zi ca aceasta de noi, de noi, de fiecare în parte, Adam s-a ascuns. Mi-a fost frică. Sentimentul acesta de frică ne face să fugim de fața lui Dumnezeu. Și n-a fost doar el. Era un om tot din vechime, Iona. Iona, despre el se spune în Vechiul Testament că a vrut și a dorit să fugă de fața lui Dumnezeu. Dar câți oameni nu fug astăzi de fața lui Dumnezeu? Ierusalime, n-ai cunoscut vremea în care ai fost cercetat, ziua cercetării tale. Nu ai vrut să te strâng așa cum îți strânge găina puii sub aripi. Tot Domnul Iisus avea să spună după aceea: Ierusalime, Ierusalime, vor veni zile peste tine și sunt vremuri ca acestea pe care le vedem, pe care le auzim în media, în care Ierusalimul este judecat, este cercetat, poporul Israel trece prin frământări. Frământări, își dorește pacea și iată, pacea fuge. N-ai cunoscut vremea când ai fost cercetat. N-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Nu m-ai cunoscut. Nu m-ai băgat în seamă. Unui ucenic, Domnul Iisus, la un moment dat, tot în cuvântul scris, spune: de atâta vreme sunt cu tine, sunt cu voi și n-ai și nu m-ai cunoscut, Filipe, Viorel, Maria. Cunoașterea lui Dumnezeu, să-L cunoști pe Dumnezeu. Fiecare dintre noi ne luptăm în viața aceasta cu încercări, cu ispite, cu probleme, cu slăbiciuni. Dumneavoastră în dreptul dumneavoastră, eu în dreptul meu. Poate că realizăm într-o dimineață ca aceasta că s-au adunat atât de multe lucruri între noi și Dumnezeu. Foarte multe relații tensionate între noi ca și oameni. Parcă prea multe s-au adunat în dreptul nostru. Poate că ești o persoană care conștientizezi într-o dimineață ca aceasta că de o bună bucată de vreme lucrurile nu merg bine. Nu merg bine. Poate că s-au adunat foarte multe lucruri și foarte multe stări în care bucuria a dispărut din viața noastră, deși mărturisim că îl cunoaștem, îl cunoaștem și îl urmăm pe Domnul Iisus Hristos. Poate că ești rănit și pentru că nu poți să ieși din starea aceasta, rănești și pe alții. Am auzit poate faptul că un animal rănit este mult mai periculos ca unul sănătos. Și ne gândim la relațiile noastre ca și oameni. Cât de multe relații rupte,
cât de mulți frați răniți, cât de multe, cum se spunea mai înainte, adunări rănite, bulversate, soțul față de soție, soția față de soț, părinții față de copii. Știți că spune lucrul acesta, de ruptura aceasta dintre părinți și copii, dintre copii și părinți. Trăim realitatea, realitatea aceasta, deși, iată, suntem într-o zi de sărbătoare. Și într-o zi ca aceasta, viețile noastre sunt apăsate, sunt pline, sunt împovărate. Într-o zi ca aceasta, tot Scriptura spune că Domnul Iisus la un moment dat s-a oprit și am văzut, a plâns pentru cetatea Ierusalim. A plâns pentru cetatea aceasta. Cum, Doamne, plângi Tu în mijlocul bucuriei? Toți se bucură, toți înalță numele Tău și iată, Tu plângi. Ce însemnează lucrul acesta? Ce însemnează? Că ceva nu e bine. Domnul Iisus s-a oprit din freamătul acela și El care cunoaște toate lucrurile vrea să ne spună și nouă într-o zi ca aceasta că ceva nu merge bine, că nu se poate sărbătoarea unită cu nelegiuirea, că nu se poate ca să ne sărbăm numele, să ne sărbăm pe noi, să ne onorăm pe noi și inima noastră, inima noastră să nu fie izbăvită de El, să nu fie, să nu coboare pacea lui Dumnezeu în inima noastră, bucuria, sărbătoarea lui Dumnezeu, pacea cu Dumnezeu, împăcarea cu Dumnezeu, ceva parcă este incompatibil și poate că ne dăm seama și recunoaștem în dreptul nostru foarte multe lucruri care apasă conștiința noastră. Foarte multe lucruri, ne zbatem foarte mult pe pământul acesta și parcă vrem să prindem o minciună, o nălucă, o iluzie și ea ne dispare. Și luptăm pentru un obiectiv pe pământul acesta și ne-l dorim din toată inima și atunci când îl împlinim, constatăm un gol în inima noastră, pentru că Dumnezeu lipsește din viața mea, din inima mea, din mintea mea. Domnul Iisus a plâns pentru Ierusalim. Într-o zi ca aceasta, să-mi pot da seama ce trebuie să fac. Să ies din starea de minciună, să ies din starea de ticăloșie, de vinovăție și să caut prezența lui Dumnezeu, să nu mai trăiesc așa cum vreau eu, să trăiesc așa cum vrea El. Cineva spunea lucrul acesta și fiecare creștin este chemat la lucrul acesta, la starea aceasta, să trăiești ca și cum nu trăiești. Să mănânci ca să trăiești. Nu să trăiești și într-o zi ca aceasta de sărbătoare, în care Dumnezeul nostru, declară Scriptura, este pântecele. Mesele noastre sunt îmbelșugate, dar inimile sunt goale. Să mănânci ca să trăiești. Nu să trăiești ca să mănânci. Adevărata realitate a mea, a noastră, să fie Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu, raiul lui Dumnezeu. Însă, relația aceasta cu Dumnezeu au încercat oamenii pe parcursul istoriei să o fabrice. Dacă nu merge cu pocăința, dacă nu merge cu zmerenia înaintea lui Dumnezeu, haide să fabricăm noi pocăință. Haide să fabricăm noi zmerire, însă adevărata pocăință vine doar atunci când te apropii de inima lui Dumnezeu. Și atunci când mă apropii de inima lui Dumnezeu, îmi dau seama ceea ce sunt eu. A fost o femeie la un moment dat, atunci când câțiva oameni religioși au zis, vrem să împlinim legea lui Moise. Iată, o femeie prinsă în adulter. Și la un moment dat, Domnul Iisus, după ce a cercetat inima celor care au venit să aplice legea,
să fie omorâtă pentru păcatul ei, întreabă, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Și Domnul Iisus la urmă spune, du-te în pace și să nu mai păcătuiești. Cred că de lucrul acesta avem nevoie fiecare dintre noi. Femeia aceasta a simțit inima lui Dumnezeu aproape de ea. Femeia aceasta, de când s-a ridicat de jos, a plecat cu pacea lui Dumnezeu, în iertarea lui Dumnezeu. Și așa am dori fiecare dintre noi să plecăm dintr-un loc ca acesta. Ce să așteptăm de la sărbătoarea aceasta? Vom merge fiecare din nou la problemele noastre, fiecare la necazurile noastre, fiecare la neînțelegerile noastre. Nu pleca fără Dumnezeu, nu pleca fără Domnul. Nu mai rupe copacii, nu mai rupe florile. Domnul nu are nevoie de lucrul acesta. Spuneam mai la început faptul că inima noastră trebuie să o rupem înaintea Domnului. Ce rost are, subliniam o zi de ca aceasta de sărbătoare, când inima noastră căzută, murdară, nu se frânge în prezența celui care s-a frânt pentru noi la Golgota, celui care a plătit pentru fiecare dintre noi. Doamne, te rog ca orice suflet din locul acesta să beneficieze de prezența Ta, de iertarea Ta, de îndurarea Ta și fiecare dintre noi, iată, să mărturisim așa cum au mărturisit oamenii aceia, dar din inimi schimbate, Osana, fiului David, îndură-te de viața mea! Osana, fiului David, îndură-te de viața noastră! Avem nevoie de lucrul acesta. Numai Domnul Iisus poate să-i libereze. Numai Domnul Iisus poate să ierte. Nu oamenii. Poate că oamenii te-au dezamăgit. Poate că ai mers la om și ai pretins iertarea din mâinile lui. Niciun om nu poate să ierte. Nu poate să se îndure. Nu poate să te izbăvească. Așa cum o face Domnul. Singurul. Să arunci haina ta înaintea Domnului, să-ți dai seama cât de murdare este haina ta, cât de murdare este haina mea, cât de mult m-am îmbrăcat cu hainele fățărniciei și am vrut să par ceea ce nu sunt, am vrut să par creștin, am vrut să par un om al păcii, un om izbăvit, să pun înaintea Domnului haina aceasta, inima mea, viața mea, haina aceasta, Doamne, calcă Tu pe ele! Izbăvește-mă de aceste lucruri. Era un om și au fost mulți oameni care s-au lăsat atinși de Domnul Iisus. Și Domnul Iisus, spune Scriptura, i-a vindecat pe toți, pe toți. Dacă ai simțit atingerea lui Dumnezeu, dacă ai avut parte de îndurarea lui Dumnezeu și simți că Domnul a pătruns în viața ta și ești sigur de lucrul acesta și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu pe care El a trimis în viața ta îți confirmă lucrul acesta. E atât de important să poți să fii recunoscător față de Domnul. Era la un moment dat în Israel, erau 10 leproși care au vrut să se prezinte înaintea Domnului. Și au vrut ca Domnul să se atingă de problema lor apăsătoare. Îi ținea departe de oameni, izolați de societate. Domnul Iisus le-a spus ce trebuie să facă pentru timpul de atunci, ce prevedea legea de atunci. Și oamenii aceștia au ascultat, așa cum probabil Domnul ne va binecuvânta și pe noi să ascultăm, să-L primim pe El, să-L onorăm pe El, nu pe noi, nu pe oameni. Și toți acești 10 leproși, spune Scriptura că pe drum ce mergeau, deci ascultau, au ascultat de Dumnezeu, de Domnul, s-au curățit. Și unul dintre ei s-a trezit și a zis, ceva nu e bine, ceva nu e normal. Dacă am fost vindecat de Domnul, eu voi merge la adunare. Nu voi mai lipsi. Eu mă voi ruga în fiecare zi.
Voi căuta să intensific relația mea cu Domnul. Și leprosul acela, omul acela, s-a întors să-i mulțumească Domnul Iisus. Aceasta este o viață de credință. O viață de credință nu însemnează să spui și să iei în deșert numele Domnului, să spui, Doamne ajută! Doamne ajută! Ce însemnează să iei numele Domnului în deșert? Să rostești un cuvânt ca acesta, să chem numele Domnului și de fapt să nu-L rogi nimica. Doar să-L chemi. E ca și cum te-ar chema cineva și zice, stai, du-te înapoi, nu te-am chemat, n-am nimic cu tine. Cum te simți? Cum te întorci pe scaun? Doamne ajută! Sunt mulți care spun lucrul acesta și care, din nefericire, iau numele Domnului în deșert. Atunci când rostești numele Domnului, spune Scriptura, trebuie să ne depărtăm de fără de lege, de păcatul nostru. Și înțeleptul Solomon avea să spună ce însemnează o viață izbăvită și curată, cine capătă har de la Domnul. Nu merităm, am văzut, fără nicio plată în dreptul nostru. Cine își mărturisește fără de legile. E foarte important lucrul acesta. Să poți să te pocăiești, să poți să-ți mărturisești Domnului greșelile tale, păcatele tale, chiar și înaintea oamenilor, înaintea pârâșilor, înaintea cărora ai greșit, pentru că Domnul lasă exercițiul acesta în dreptul meu, în dreptul credinciosului. E o smerire a Lui. E o smerire a Lui. Este o consecință a vieții de pocăință, a vieții transformate cu Dumnezeu. Cine își mărturisește fără de legile. Și este pasul al doilea. Foarte important. Mulți flachează, cei care reușesc doar să-și mărturisească fără de legile. Și se lasă de ele, capătă îndurare. Într-o zi ca aceasta, dacă conștientizezi că Domnul Iisus trebuie să fie onorat, dacă Domnul Iisus mărturisesc că a intrat și în Ierusalimul vieții mele, în casa mea, în mintea mea, în inima mea, trebuie să mă întorc să-i mărturisesc, să mă rog, să mă închin înaintea Lui cu recunoștință, ca și omul de odinioară vindecat. Dar trebuie să părăsesc viața de păcat. Trebuie să nu mai merg pe drumul acela, așa cum au mers magii. Magii au ascultat de Îngerul lui Dumnezeu, care s-au arătat în visul lor și au mers în țara lor. Au mers la problemele lor, au mers la ispitele lor, la încercările lor, au mers departe în țara lor, pe un alt drum, pe drumul pe care l-au trasat Dumnezeu. Domnul să ne ajute și pe noi, pe fiecare dintre noi. Odată ce știm aceste lucruri, odată ce suntem atenționați de aceste lucruri, să ne întoarcem în viața noastră, pe un alt drum. Pe drumul schimbat de Dumnezeu, pe drumul transformării lui Dumnezeu, pe drumul pocăinței. Și viața noastră, cât vom mai trăi pe pământul acesta, să se scurgă doar în coordonatele lui Dumnezeu. Și atunci când se întâmplă să cad, pentru că este o realitate, trăim pe pământul acesta, Ioan, apostolul Ioan, nu încurajează păcatul, cum de altfel nici noi nu încurajăm păcatul, dar dacă se întâmplă să cădem, și eu am mai căzut, și eu am mai căzut. Omul neprihănit spune Scriptura că de 7 ori cade. Asta însemnează că într-un mod desăvârșit cădem, suntem supuși slăbiciunii, cădem pe pământul acesta, dar el ce face? Se ridică, se ridică. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire. Și dacă cumva am căzut, să căutăm din nou fața Domnului. El nu ne respinge, așa cum ne resping oamenii, așa cum ne taxează oamenii. Inima lui Dumnezeu, am văzut, este plină de iubire, este plină de dragoste față de fiecare dintre noi. Mă rog Domnului ca El să ne dea putere și în această zi, și într-o zi ca aceasta, și nouă tuturor, ca să ne lăsăm atinși de Domnul Iisus, atinși de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, schimbați și transformați de El prin puterea Duhului Tău Său cel Sfânt și El să fie slăvit pentru lucrul acesta. Amin.